ia-ți dacă ți drone, cu țipitele prin pompone. Și au avut copii, ia cu țipi la avu pe Mac, ia-ți dacă cu țipitele prin avu pe Mac. Hello, hello, bonjour. Eu nu spun, cum era, cunoașteți o frământare de limbă? Ești sigur? Da. Cred că o să câștig. Dar de ce m-ai filmat? Salutare la toți! Cu mine este Mile și Alexa! Salutare! Salutare! Am aici o serie de provocări care o să trebuiască să le îndeplinim. Hai să vedem care dintre noi se descurcă cel mai bine. Iar juriul veți fi voi. Scrieți în comentarii cine credeți că s-a descurcat cel mai bine. Sunteți pregătite? Da! Țineți câte provocare. Fietele! Provocare este să găsesc pe cineva de 1,80 m sau mai înalt. Bună ziua! Bună ziua. Să vă întreb ceva. Cu ce scop? Noi filmăm un video pe YouTube ce constă în mai multe provocări. Și una din provocări este să găsesc pe cineva de 1,80 m sau peste. Dumneavoastră, ce înălțime aveți? 1,80 m. Mulțumesc! Prieteni! Nu-mi vine să cred că am găsit pe cineva de 1,80 m. Am nevoie de o persoană de 1,80 m. Și cred că am găsit-o. Salut! Mă scuzați, puteți răspunde la o întrebare? Da, ok. Ce înălțime aveți? Și ai nevoie de așa informații. Păi noi filmăm un vlog și avem nevoie de mai multe persoane ce îndeplinesc niște condiții și este un concurs la viteză. Ok, pot să răspund la întrebare. 1,83 m. Bine, mulțumesc mult! Salut! Salut! Poți să spui, te rog, ce înălțime ai? Am 1,87 m. Ești sigur? Da. Ok, mulțumesc! Oare o să mai găsesc oameni pentru provocare? Uitați-vă, uitați-vă ce băiat cum stă în mâini! Următoarea provocare este, trebuie să găsesc pe cineva care știe să zică salut în 5 limbi. Oh, bună ziua! Bună ziua! Poate cunoști mai multe limbi? Da, știu mai multe limbi. Poți să zici salut în 5 limbi? Salut, bonjour, privet. Ciao, hola. Sunt 5? Da, super, mulțumesc! Mai am câteva provocări, cred că o să câștig. O oră mai devreme. Scuzați, aveți 2 minute libere. Da. Puteți să spuneți salut în 5 limbi diferite? Sincer spun, pot numai 3. În 3? Mai mult, dar tu? 5. Hello, în engleză. Da. Salut în română, privet în rusă, hello în germană și konnichiwa în japoneză. Mulțumesc mult! Hai mai departe! Salut! Salut! Spune-mi, te rog, dacă poți spune frământare de limbă. Nu pot spune. Dar îmi poți spune salut în 5 limbi? Da, cred că pot. Salut, hello, hello, bonjour și privet. Mulțumesc mult! Da, plăcere! Pa, pa! Pa, pa! Câte întrebări mai aveți? Eu mai am 2. Eu nu spun. Prieteni, mai am încă 3 întrebări. Nu știu dacă o să reușesc. 3 fete. 3 provocări. Salut, fetele! Vrei să mă ajutați să participați la o provocare? Ce fel de provocare? Uitați-vă, eu am aici 3 întrebări, la care trebuie să răspundeți foarte ușor. Bine! Prima întrebare este... spune o frământare de limbă. Știu. Tu știi. Erau 3 negri, Iac, Iaxidrac și Axidraxidrone. Mai erau și 3 negreze, Țipi, Țipitripi și Țipiteripimpompone. Și s-au căsătorit, Iacu Țipi, Iaxidrac cu Țipitripi și Axidraxidrone cu Țipiteripimpompone. Și au avut 3 copii,
Ia cuțipi la obu pe mac, ia cuțipi la cuțipi tripi la obu pe mac, se drag, și axe taxe drone, cuțipi tripi în pompone la obu pe mac, se drag, se drone. Într-o bună zi, maxe taxe drone s-a dus în pădure și a văzut un nobil belabaur. Maca a văzut un psigulin cu tăiță prin întrăsarea de cococi fază. Uluita mers la mama lui, tipi tripi în pompone și a spus: hai mămică să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Aș vrea fața locului, tipi tripi în pompone și dojeni fiul. Vai, maxe taxe drone, dar acesta nu este manga a văzut un psigulin cu tăiță prin întrăsarea de cococi fază, ci este un... Wow, te-ai descurcat foarte bine. Vai, mulțumesc, mulțumesc. Bine, acum, cine dintre voi se pricepe la mașini? Aș putea eu. Da. Bine, dar spune trei denumiri de mașini care încep cu litera M. Mercedes, Mazda și Maserati. Maserati. Ultima întrebare. Știi să fluieri? Posibil, dar să încerc. Fetelor, voi v-ați descurcat de minune. Să aveți o zi cât mai frumoasă și mai senină. Pa, pa! Mulțumim! Pa, pa! Mă scuzați, aveți 9 minute libere. Hai, desigur. Cunoașteți o frământare de limbă? Da, cred că ți-mi minte una când eram mițel. O ți-mi minte până acum, da, desigur. Puteți să mai spuneți? Sigur, știucă, știucă, știucă e știucă, dar mă știucă, știucă e pește. Și că știucă se mănâncă și că știucă se prăjește. Mulțumesc mult! De seamă! Următoarea provocare este să găsim pe cineva care poate spune o frământare de limbă. Salut! Salut! Puteți spune o frământare de limbă? Nu, scuzați, nu știu. Ok. Dar revedere. Haideți să găsim pe altcineva. Bună ziua! Bună ziua! Poți să-mi spui o frământare de limbă? Dar pentru ce? Noi trebuie să îndeplinim niște provocări. O frământare de limbă... un caricator caricaturistic caricaturizează caricaturi caricaturistice. Nu poate caricaturiza caricatura sa. Mulțumesc mult! Pa, pa! Pa, pa! Următoarea provocare este să găsesc pe cineva care poate numi trei mașini ce încep cu litera L. Am găsit! Haideți cu mine! Mă scuzați, puteți răspunde la o întrebare? Sau de fapt o provocare? Dar de ce mai filmați? Avem nevoie... Facem un vlog și avem nevoie să găsim mai multe persoane ce îndeplinesc niște provocări. Da, unde se apar videoclipul? Pe canalul Alexiunea TV pe YouTube și este un concurs la viteză, așa că dacă ai putea să-mi răspunzi... Care e întrebarea încă o dată? Poți numi trei denumiri de mașini ce încep cu litera L. Cu litera L. Lexus, Lamborghini și Lada. E bine? Da, e foarte bine. Mulțumesc mult. O zi frumoasă. O zi bună. Următoarea întrebare constă în a găsi pe cineva care poate numi trei mașini care încep cu litera B. Acum văd pe cineva. Poate ei ne vor ajuta. Salut! Salut. Salut! Care dintre voi se pricepe cel mai bine la mașini? Eu, din păcate, nu mă pricep. Eu. Poți să-mi numești trei mașini care încep cu litera B? Da, desigur. BMW, Bentley și Bugatti. Ok, mulțumesc mult! O zi bună! O zi bună! Mai am ultima mea provocare. Să găsesc o persoană care știe să fluiere. Hai să întrebăm. Mă scuzați. Noi filmăm acum un vlog pentru canalul Alexina TV și trebuie să găsim mai multe persoane ce îndeplinesc niște condiții. Și am o întrebare mai stranie pentru tine, dacă știi să fluiere. Nu știu, probabil știu. Poți să încerci? Da. E bine așa? Da, e bine. Mulțumesc mult. Cu drag. La revedere. Acum ne-a mai rămas doar să căutăm pe cineva care poate să fluie. Oh, scuze! Salut! Poți să fluie? Da. Mulțumesc! Cu plăcere! Bună! De seamă! Gata? Ați făcut? Da. Da. Dar tu? Eu tot. Sunt foarte curioasă cum v-ați descurcat. Eu cred că ai câștigat. Nu, eu cred că eu am câștigat. Nu, eu! Dar voi ați îndeplinit toate sarcinile. Da, desigur. Care vi s-a părut cea mai grea provocare? Pentru mine cel mai greu a fost
să găsesc o persoană de 1.80, deoarece trebuia să mă uit vizual la ei și să-mi dau seama cam cine s-ar încadra în condițiile sarcinei. Eu credeam că frământarea de limbă o să fie cea mai grea sarcină. Sarcina cu mașinile mi-a pus bețe roate, pentru că eu personal nu mă pricep la mașini și mi s-a părut că nu o să găsesc pe nimeni. Deja rămâneți voi să determinați câștigătorul. Pentru că voi ați văzut toate sarcinile pe care noi le-am făcut. Nu uitați să scrieți în comentarii. Iar cu voi a fost Alex, Mili și Alexa. V-am pupat! Pa, pa!